Ziua internațională a familiei a fost marcată printr-un marș solemn la Chișinău cu scopul de a promova valorile familiei. Sărbătoarea a fost organizată de Centrul Familii Fericite, care a pregătit un program distractiv pentru părinți și copii. Evenimentul a început la ora 11:30 în fața magazinului Unic cu un marș solemn spre Arca de Triumf. Familia contează! Peste 500 de participanți s-au bucurat de muzică live, interpreți autohtoni, jocuri, premii și chiar sesiune foto pentru familii. Familia Sânduță, Grigore și Nadejda, organizatorii evenimentului, au menționat despre necesitatea investirii valorilor în familii pentru a avea o societate sănătoasă. Scopul acestui marș este de a promova valorile familiei, valorile care le dorim să le avem toți în familie, deci cum este dragostea, înțelepciunea, deci valorile de a comunica soțul cu soția mai mult. Familiile prezente la eveniment au împărtășit secretele unei familii trainice și fericite, chiar și după mulți ani de căsnicie. De fapt, o familie trainică, părerea noastră este, sau din experiența noastră aș spune, este că atunci când la fundație îl pui pe Dumnezeu și principiile sau valorile creștine, valorile Bibliei, cred că atunci reușești ca să aduci, să ai o familie trainică. Dacă fundația nu este pusă bine, atunci celelalte lucruri nu se... Și desigur, buna înțelegere între noi, colaborarea, comunicarea și multe alte lucruri aduc ca să fie o familie trainică. În primul rând, familia este celula societății. Atunci când este o celulă sănătoasă, atunci și societatea va fi sănătoasă. De aceea noi promovăm o familie sănătoasă într-o societate sănătoasă. Ziua Internațională a Familiei este sărbătorită anual în Republica Moldova la data de 15 mai.